Salut! Eu sunt Horia Andrei Butnaru, sunt actor la Teatrul Municipal Matei Vișnic din Suceava. Și nu sunt aici să țin o pledoarie despre ce trebuie să facem, ce nu trebuie să facem sau ce va fi după. Nu. Sunt aici să vă citesc o poezie. Pentru că eu cred că în zilele noastre asta cu familia la masă e un lucru rar. Din ce în ce mai rar. Poezia se numește Perhaps the World Ends Here. Poate că lumea se sfârșește aici. De Joey Harjo. Poezie tradusă de mama. Am tradus și eu, dar mama traduce mai bine. Lumea începe la masa din bucătărie. Orice s-ar întâmpla, trebuie să mâncăm ca să trăim. Darurile pământului sunt aduse, pregătite și așezate pe masă. Așa a fost dintotdeauna. Așa va rămâne. Anungăm găinile sau câinii de lângă ea. Bebelușilor le ies dinții la colțurile ei, își julesc genunchii pe sub ea. Aici învață copiii ce înseamnă să fii om. Creăm bărbați la masa asta și creăm femei. La masa asta bârfim, ne amintim de inamici și de spectrele fostelor iubiri. Visele noastre stau cu noi la o cafea în timp ce îi îmbrățișează pe copii și râdem împreună de bietele noastre egouri neputincioase. În timp ce noi ne chinuim să redevenim noi înșine la masă. Această masă ne-a fost adăpost în vremuri rele și paravan în vremuri bune. Războaia au început și s-au terminat la această masă. E locul în care ne ascundem în umbra fricii și locul unde sărbătorim o mare victorie. Am dat viață copiilor pe această masă și ne-am pregătit părinții de înmormântare tot aici. La masa aceasta cântăm de bucurie, dar și de jale. Ne rugăm când suferim sau regretăm și tot aici mulțumim. Poate că lumea se va sfârși la masa din bucătărie, în timp ce noi râdem și plângem, mâncând pentru ultima oară ceva bun. Bineînțeles că lumea nu se va sfârși aici, dar cred că este important pentru cei care pot acum, în zilele astea, să stea alături de familie, să petreacă timp alături de familie, să o facă. Pentru că e un lucru bun, nu? E ceva bun. Da.